Sărbătoarea Învierii Domnului este un prilej de bucurie pentru toată lumea. Anul acesta, în perioada premergătoare Paștelui, românii mai beneficiază de câteva libere datorită zilei muncii. Chiar și în aceste situații există persoane și întâmplări care pot transforma un moment fericit într-unul nefericit. Pentru a împiedica pe cât posibil să se întâmple evenimente negative, principalele forțe de ordine publică și intervenție în caz de urgențe sunt prezente la datorie în mini-vacanța de Paște. Mai exact, peste 100 de polițiști se vor afla pe străzile din municipiu și județ în cele 6 zile libere pentru a veghea ca giurgiuvenii să fie în siguranță, fie în ordine publică, ori în trafic. Alături de ei vor fi și colegii lor de la jandarmi, frontieră și pompieri. În contextul mini-vacanței din perioada 1-6 mai anul curent, polițiștii giurgiuveni, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne din teritoriu, vor fi la datorie pentru ca ziua de 1 mai și sărbătoarea Învierii Domnului să fie celebrate în liniște și siguranță. O atenție deosebită va fi acordată lăcașurilor de cult de pe raza județului Giurgiu, unde se va acționa pentru prevenirea evenimentelor nedorite, dar și pentru gestionarea fluxului de persoane pe timpul slujbelor religioase. Vor fi la datorie în această perioadă polițiștii din structurile de ordine publică și rutier, iar în cadrul activităților sunt angrenați și polițiști de la alte structuri. Investigații criminale, investigarea criminalității economice, arme explozive și substanțe periculoase și luptătorii de la acțiuni speciale. Acțiunile vor fi desfășurate în zonele aglomerate, respectiv centre comerciale, piețe, zone organizate pentru comercializarea produselor tradiționale, terase, locuri de agrement și mijloace de transport în comun pentru menținerea climatului optim de siguranță publică. Pe drumurile publice, polițiștii rutieri vor acționa pentru prevenirea blocajelor rutiere, supravegherea și dirijarea traficului și pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Pentru această mini-vacanță, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu vă recomandă: nu comunicați date despre plecarea de acasă pentru o perioadă mai lungă în convorbirile cu alte persoane sau pe rețelele de socializare. Discutați aceste aspecte doar cu cei în care puteți avea încredere. Nu postați pe site-urile de socializare imagini din care să reiasă că dețineți bunuri de valoare. Dacă alegeți să plecați din localitate, nu porniți obosiți la drum. Folosiți centura de siguranță și, când este cazul, scaunul pentru copii. Țineți în mașină vestă și triunghiuri reflectorizante, extintor și trusă de prim ajutor. Suntem la datorie, iar în caz de nevoie, nu ezitați să apelați Serviciul Unic de Urgență 112. Bună ziua, sunt sublocotenent Vlada Andreea din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Giurgiu. Cu ocazia mini-vacanții prilejuită de 1 mai și sărbătorile pascale, Inspectoratul de Jandarm Județean Giurgiu va suplimenta numărul efectivelor din structurile de ordine publică pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică la manifestările cultural-artistice și religioase organizate, pentru a preveni și combate faptele antisociale, precum și pentru sprijinul și îndrumarea cetățenilor. În perioada 1-5 mai, jandarmii giurgiuveni vor fi alături de cetățeni cu ocazia sărbătorilor pascale. Aceștia vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică atât în municipiul Giurgiu, cât și în localitățile din județ. În acest sens, efective de jandarmi vor fi prezente în zona lăcașurilor de cult pentru a asigura buna desfășurare a slujbelor religioase ocazionate de sărbătorile pascale și vor întreprinde măsurile necesare pentru gestionarea aglomerărilor de persoane. Pentru evitarea incidentelor și a oricăror situații de natură să tulbure liniștea publică, Jandarmeria Giurgiu recomandă cetățenilor care vor participa la aceste manifestări să respecte indicațiile jandarmilor și ale organizatorilor pe timpul desfășurării evenimentelor, să dea dovadă de un comportament civilizat, să evite implicarea în conflicte de natură să tulbure ordinea și liniștea publică, să acorde o atenție sporită copiilor pentru a nu se rătăci în mulțime, să solicite sprijinul jandarmilor aflați în misiune ori de câte ori se sizează fapte ce pot afecta siguranța publică sau să apeleze numărul unic de urgență 112. Inspectoratul de Jandarm Județean Giurgiu le urează tuturor cetățenilor sărbători pascale binecuvântate și un Paște fericit alături de cei dragi. Bună ziua, sunt locotenent colonel Beanu Nicoleta, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Flașca al județului Giurgiu. Pompierii vor fi la datorie în zilele de sărbătoare care urmează. Aceștia vor fi pregătiți să intervină pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor implicate în evenimente grave ce le pot pune viața în pericol și pentru acordarea primului ajutor. Indiferent de locul ales pentru petrecerea zilei de 1 mai și a sărbătorilor pascale, pe toți îi sfătuim să respecte măsurile de prevenire a incendiilor. În această perioadă, tot mai multe persoane își petrec timpul liber în mijlocul naturii. Acestea trebuie să aibă mare grijă la modul în care pregătesc grătarul dacă merg la iarbă verde de 1 mai. Focul trebuie făcut doar în locurile special amenajate și supravegheat în permanență. În noaptea de înviere, atenția va fi îndreptată către lăcașurile de cult.
autospeciale de stingere, de primă intervenție și comandă, vor fi dispuse la 6 biserici și mănăstiri din Giurgiu, Comana, Malul Spart, Drăgănescu, Slobozia și Bolintin Vale. Aș vrea să mă refer și la parcarea autoturismelor în vecinătatea lăcașurilor de cult. Aceasta se va realiza astfel încât să nu se blocheze sau să diminueze căile de acces, iar autospecialele de pompieri să poată interveni și să ajungă la hidranții exteriori. Ne dorim să ne bucurăm împreună de aceste sărbători sfinte, fără să ne punem viața sau locuința în pericol. De aceea sfătuim cetățenii să aibă mare grijă la folosirea lumânărilor. Acestea nu trebuie așezate în apropierea materialelor care pot lua foc sau în locuri accesibile copiilor mici și animalelor de companie. Lumânările nu trebuie lăsate să ardă pe timpul nopții și nici dacă proprietarii părăsesc locuința, chiar și pentru puțin timp. Trebuie să fim precauți, astfel încât, în aceste zile, să nu se înregistreze evenimente deosebite. Noi vă dorim să aveți parte de un Paște liniștit alături de cei dragi. Bună ziua, sunt inspector de poliție Stan Raluca, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Ne aflăm în perioada premergătoare, mini-vacanții prilejuite de sărbătorile pascale ortodoxe și 1 mai, iar în aceste zile ne așteptăm la o creștere semnificativă a valorilor de trafic în punctele de trecere a frontierei. Din experiența anilor trecuți, creșterea va fi în special în punctul de trecere a frontierei Giurgiu, ca urmare a faptului că mulți cetățeni români aflați în state ale Uniunii Europene revin în țară de sărbători sau vor pleca în vacanță în țările vecine. În această perioadă a fost suplimentat numărul personalului planificat la controlul documentelor până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctului de trecere. Astfel, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, aproximativ 400 de polițiști de frontieră desfășoară zilnic activități de supraveghere și control la frontiera de stat. Nu în ultimul rând, vreau să mai precizez că reprezentanții Poliției de Frontieră Giurgiu mențin permanent legătura cu autoritățile de frontieră din statul vecin, alături de care efectuează controlul de frontieră în vederea dispunerii unor măsuri comune. Recomandăm persoanelor care doresc să tranziteze frontiera națională în următoarea perioadă să se informeze cu privire la condițiile de călătorie din statele de destinație și din cele tranzitate, să consulte aplicația Trafic Online disponibilă pe pagina de internet a Poliției de Frontieră Române și să folosească toate punctele de frontieră deschise în regim internațional. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu vă urează ca Sfintele Sărbători de Paște să vă aducă liniște și multă bucurie. Vă mulțumesc! Bună ziua, sunt comisar șef de poliție Ion Florin Claudiu, din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu. În contextul sărbătorilor florilor ortodoxe, mini-vacanței de 1 mai și Sfintelor Sărbători de Paște, specialiștii antidrog din județul Giurgiu au desfășurat în aceste zile, la nivel local, 5 activități de informare și prevenire a consumului de droguri. Activitățile s-au axat în special pe sesiuni de informare în domeniul prevenirii consumului de droguri, la care a participat personal angajat din unitățile de cazare, restaurante, terase și baruri. Tot premergător acestei mini-vacanțe a avut loc o serie de întâlniri cu elevii din clasele a 9-a și a 12-a pentru a le reaminti că cele mai frumoase momente sunt cele pe care ți le amintești a doua zi. În perioada următoare, la nivel național, vor fi intensificate activitățile în sistem integrat, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea consumului de droguri și acordarea de asistență specializată. Recomandăm tuturor să fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor, mai ales dacă participă la evenimente cu public numeros, să nu consume alcool în exces și nici substanțe psihoactive, să se hidrateze constant cu apă pentru a putea preveni orice incident nedorit. De asemenea, dacă observați în jurul dumneavoastră persoane care au nevoie de ajutor, nu ezitați să cereți sprijin specialiștilor aflați în teren. Dacă o persoană urmează un tratament cu medicamente, fie cu prescripție sau fără prescripție medicală, să citească foarte atent prospectul pentru a se asigura că acesta nu le afectează capacitatea de reacție în combinație cu alte băuturi răcoritoare sau alcoolice și, de asemenea, capacitatea de a conduce auto vehiculul dacă posedă permis de conducere. Totodată, sfătuim adulții să nu conducă autoturisme dacă se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Aceste substanțe afectează funcția vizuală și de percepție, ceea ce poate genera o conduită agresivă în condus, cu depășiri periculoase, creșterea vitezei, nerespectarea unor indicatoare sau marcaje rutiere. Agenția Națională Antidrog reamintește faptul că oferă gratuit și confidențial servicii de evaluare,
consiliere și asistență specializată în fiecare județ pentru consumul și dependența de droguri. În numele colegilor CPK Giurgiu vă doresc sărbători binecuvântate alături de cei dragi. Ca la fiecare sărbătoare importantă, oamenii legii sunt prezenți la datorie pentru a putea sări în ajutorul semenilor lor, indiferent de împrejurări și situație. Cu toții speră însă ca numărul evenimentelor negative să fie mult mai reduse față de alți ani și, dacă se poate, chiar deloc.